Nu este un secret că lumea o ia raznă. Lumea înnebunește. Din cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă. Lumea se îndepărtează de realitate, se îndepărtează de problemele reale. Lumea astăzi are grijă de orice, de anumite animale, de orice, numai nu de creația lui Dumnezeu. În orice domeniu sunt folosite invențiile, numai nu pentru creația lui Dumnezeu, nu pentru mântuirea oamenilor. Lumea înnebunește. Dar cea mai mare problemă este că astăzi putem spune cu siguranță că și biserica înnebunește. Și țările unde biserica nu înnebunește și biserica care nu înnebunește au un rezultat real. Amin. Deoarece împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Și astăzi sunt destule țări unde biserica se ridică, umblă în puterea lui Dumnezeu, unde biserica calcă peste toată puterea vrăjmașului și are un rezultat foarte, foarte bun. Dar de asemenea sunt multe țări care se află într-o situație cu totul diferită, care se apără, supraviețuiesc, care așteaptă ceva, care sunt în înșelare, în minciună și care nu câștigă, dar ei sunt câștigați. Lumea a venit. Și de multe ori, când te uiți la oameni care sunt în biserică și în afara bisericii, îți pui întrebarea, dar care este diferența? Doar că cineva a mers și a făcut un ritual religios sau a frecventat o biserică? Doar aici este diferența? Unde este secretul? Dacă vom deschide la începutul Bibliei, vom putea să vedem ceva important. Secretul este că oamenii care sunt chemați, aleși, întristează Duhul Sfânt, nu îl păstrează, nu cresc duhovnicește, devin creștini sufletești și ferești, care se află în dependență totală de Satana. Amin. Unde este secretul? Geneza 3, versetul 13. Diavolul a venit la Eva, a vorbit, Eva are probleme, l-a băgat și pe soț în aceste probleme. Dumnezeu a venit și întreabă, cum s-a întâmplat? Ce i-a răspuns Eva? Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Amin. Dacă vom deschide ultima carte, Apocalipsa 20:7, mijlocul deja am citit, atunci când Iisus a început să slujească, a trimis pe ucenici și a spus că l-a văzut pe Satana căzând pe pământ, noi trebuie să înțelegem cine este El, unde se află, cu ce se ocupă și ce se întâmplă în realitate. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Ce va face diavolul? După ce Iisus a fost pe pământ, biserica a fost înălțată, atât de multe fapte s-au întâmplat, diavolul totuși va veni ca să amăgească oamenii și popoarele întregi, tot pământul va fi înșelat. Deci, de la începutul Bibliei, vedem că Dumnezeu o întreabă pe Eva. Ce s-a întâmplat? Diavolul m-a amăgit. Ne vedem că diavolul a venit pe pământ, vedem în cartea Apocalipsa că diavolul iarăși va veni și până la ultimul moment va amăgi. El este tatăl păcatului, tatăl minciunii, tatăl tuturor
problemelor care se întâmplă. De ce când astăzi te uiți la biserică, ai voie să divorțezi, ai voie să curvești, Dumnezeu totul iartă, totul acoperă, ai voie să te cerți, să judeci, poți să nu asculți, să nu fii într-un duh, nicio problemă. Pastorul nu trebuie să fie ascultat, predicile nu trebuie să fie ascultate, trebuie să fii în libertate totală și poți nici să nu mai mergi la biserică, cu atât mai mult să nu mai jertfești, să dai zeciuială, poți să divizezi biserica, totul asta se poate. Și multe biserici acoperă aceste lucruri, vorbesc despre aceste lucruri, sunt acceptate și aceste lucruri se întâmplă. Dar acolo unde ele se întâmplă, este înfrângerea bisericii. Deoarece această nebunie vine în biserică. Dar acolo unde aceste lucruri nu sunt, unde biserica stă și atacă, acolo este înfrângerea diavolului. 2 Corinteni 11 cu 3, Pavel spune, dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăție și credincioșie care este față de Hristos. Eva spune, diavolul m-a amăgit. Pavel se adresează bisericii și spune, voi sunteți în aceeași situație. Aveți grijă ce se întâmplă. Fiți atenți să nu se întâmple aceleași lucruri. Dar ce s-a întâmplat cu Eva? Eva avea mintea stricată. Aceasta este momentul cheie. Astăzi cineva se uită la coarne, la copite, unde diavolul strigă mai tare. Aceasta este joacă de copii. Problema se află în altă parte. Dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit pe Eva, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăție și credincioșie care este față de Hristos. Ce s-a întâmplat la Eva? Stricăciunea minții. Acesta este momentul cheie. Știți ce se întâmplă și ce înseamnă cuvântul înșelare? De multe ori, când propovăduiesc, unii oameni spun, cineva a spus pastorului situația mea, că predică exact despre mine. Despre cine predică acum? Cine se simte? Așa că nu te îngrijora. Pocăiește-te de mândrie, pastorul nu predică despre tine. Pastorul predică ceea ce i-a spus Dumnezeu. Una dintre semnificațiile amăgirii este afecțiunea minții. Și atunci când înțelegi aceste lucruri, într-o singură clipă, toate valorile creștine, tot despre ce vorbește Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, biserica, pastorul, într-o clipă capătă cu totă altă semnificație. Eva avea la dispoziție toate aceste lucruri, trăia în rai, era în prezența lui Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat? Ea a neglijat harul lui Dumnezeu, a neglijat cuvântul lui Dumnezeu. Voi neglijați cuvântul lui Dumnezeu? Pastore, m-am săturat de tine, ascultați predică, de câte ori pe zi să ascult, cât am citit, câte locuri din Biblie am studiat, de ce să ascultăm această laudă și închinare? Am să-ți spun de ce. Deoarece noi trăim în timpurile când diavolul aiurează în fiecare zi tot mai mult și mai mult. Timpul lui se scurtează și el aiurește tot mai mult. El este nebun, deoarece s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Și nebunia sa o transmite lumii și bisericii, oamenilor creștini care nu înțeleg că nu înțeleg și nu atacă
care nu păstrează harul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat în viața Evei. Mintea ei s-a stricat. Și de aici se izvoresc toate problemele. Astăzi toată lumea întreabă, de ce se întâmplă în Europa asemenea lucruri, LGBT și alte lucruri? Parcă au înnebunit și acolo, au înnebunit și acolo, și aici, și acolo. Da, au înnebunit. Și Biblia spune despre aceste lucruri. Romani 1 vorbește despre aceleași lucruri. Ați citit? Că există stricăciunea minții, mintea pervertită. Unde este problema? În minte. De aceea, Noul Testament, pe ce este bazat? Dumnezeu spune, am să scriu pe inimile și în mințele lor cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie pecetluite de Duhul lui Dumnezeu, de revelația lui Dumnezeu, ca să alegem și să trăim după Duh și să nu devenim robii păcatului și a diavolului.